Bun salutare tuturor, numele meu este Des și astăzi ne găsim la episodul cu numărul 14 din frumoasa noastră carieră cu Turgu Cu. Vedem aici, boșilor, bă, nici n-am intrat bine pe carieră și văd nota 92 ca manager. De ce avem nota 92? Pentru că suntem pe locul 1, în ce se vedeți, în 2 punct Bundesliga. Vedem să la egalitate de puncte cu echipa pe care am bătut-o în Cupa Germaniei, deci... Cam ei s-ar putea să ne pună ceva probleme pe viitor, dar nu foarte tare. Avem acum meci cu Stuttgart. O să dăm mai în față să jucăm acest meci cu Stuttgart. Meci pe 27 august pe Turk Arena la noi acasă. Știți jucătorii, știți echipa, știți tactica, știți ce am pățit în ultimul episod. De nu putem să-l băgăm pe Maxim, că chiar mi-ar fi plăcut să-l vedem pe Maxim împotriva fostei sale echipe. Dar ce să vedeți, 27 august... Cât timp fac episoadele astea, adică fac episoadele astea de foarte mult timp și încă n-am trecut din perioada de vară, încă sunt în perioada de vară, dar nu nimic, poate mai reușim un transfer în acest episod. O grafică foarte frumoasă, în continuare, mari sponsorizați de către Amazon. O coreografie acolo, cât de cât, vedeam mai în față, nu prea ne interesează până la momentul actual, că știm cum arată echipa, știm jucători, am văzut deja o dată animația de, o animație oficială. Debutul jucătorului nostru sârb. Să vedem cum se descurcă jucătorul nostru sârb cu potențial foarte mare. Nu extraordinar. Opa, acolo jucătorul, fostul jucătorul PSV. De bine, a intrat CDM-ul la faza aia foarte bine. Hai să vedem dacă îl întâlnim cumva pe Bojan. Bojan aproape de o pasă foarte bună. Du-te înainte, Mogoșe, fii atent ce fază frumoasă aici, acum îl deposedează, nu pot... Mă opresc să nu mai comentez dinainte, ci frat, ci nasul am intrat acolo la faza aia, dar hăți o apără. Băi, nu mă concentrez deloc și mergi cu Stuttgart, adică sezonul trecut a jucat în Bundesliga, nu-s chiar ultimii slăbani, să am și o grijă. Dar știu băieții să joace pasele, mai bine, acolo Unguru... Băi, nu, la noi, la mine, ori la mine, ori la echipă este o problemă. Iau mingea. După aia dau pasul la adversar, adică, hai, runda 2. Îl depozez de două ori, nu doar o dată. Da, acum, bă, bine că am pus. Au scut ea hâtul și pe aia, sunt convins, da? Te ziceam, iau mingea, trebuie să o dau la adversar, am înțeles. Mă domină ăștia. Dar apără hâțul. Ce am zis? Iau mingea, trebuie să o dau la adversar. Nu pot să cred. Iau mingea, o dau la adversar, bă, n-ai, bă, trebuie să mă trezesc cu o leacă. Băiți, aici au lovitură liberă, un jucător pe partea aia. Bă, mă gândesc să încerc o schemă, nu, nu vreau să-l pun. Vreau să trag jucătorul să-l pun fix acolo, dar se pare că jucătorul meu unul la mână s-a blocat și s-a pus automat acolo în zid și am putut să-i mai scot din zid. Băiți, dau un gol. Hai, spune că frumos, dar... Mingea a ieșit din poartă, frate. Bă, din nou, din nou, din nou, din nou, nu pot să cred. Că nu... Ah, foarte bine acolo, Mogoș. Băi, nu, te să am grijă că văd că băieții ăștia se mai rădică la Ultimate Team. Foarte bine. Eu mă așteptam să fie foul la faza aia, dar încă nu este nimic. O pasă foarte bună la Bojan. Bojan care trebuie să-i lasă mingea lui List. Ai, cât de aproape... Ai mă, credeam că a scăpat din pugul ăla stupid și... Dar nu, Iezu trebuie să intervină. Nu mai stă la cămășuță. Și termină totuși prima repriză dintr-un gol genionist. Adevăr că ne-a dominat, dar nu merităm să ne conducă. Dăm la fel tot mai în față, nu facem nicio schimbare și încercăm și noi să jucăm o leacă mai ofensiv și poate mă mai trezesc și o leacă, că jucam din prosteală totală. Fuck. Hai, momentul nostru, momentul nostru, aici îl vedem pe Bojan, dă o pasă slăbuță, trebuie să ajungă cumva mingea la Boli, foarte bine. Boli, dă-i mingea cumva, dă-i-o cuiva, nu... S-a sărit portarul, dar mingea nu s-a dus, am înțeles. S-a părat bine, băieți, pe final. Hai, că bă, da, bun, mersi că ne-ați dat și nouă dată mingea, nu doar invers. Boli, trebuie să înainteze aici, Boli, de ce nu... Oleo, Boli... Dar poate iese o leacă minge afară că aș vrea să fac și niște schimbări de 5 minute în joc, dar nu vrea mingea să iasă. Am înțeles. Am înțeles și hâț acolo, și-o dat cu, cred că mingea în față, dar nu nimic.
În sfârșit te smingea și trebuie să faci neapărat niște schimbări. Mogoș mor de oboseală, va intra Barbie partea aia. Vă lăsa lăbă ăsta, cred că așa, un bojan mai în spate, un coi mai în față. Nu o suna bine, dar ați înțeles voi ideea, coiul va intra acolo. Ca încercăm acolo, schimbăm lăbă, râbă. Nu pot să cred. Bă, dar o leacă, hai, am înț... Bine că iau mingea și după aia ghiciți. Hai, totei, în continuare totei. Încă o dată, totul, hai, te rog. Nu, nu avem nicio șansă. Ajunge în sfârșit mingea cumva la coi. Coi care dă mingea lui Boli acolo. Boli, trebuie să te duci. Bă, nu cât de lent aici, băi, 20 pace. Mâncați-aș gura ta că... Nu, gata, fac schimbare și în atac. Modificăm echipa după meciul ăsta. Dacă nu reușește aici Boli să facă vreo ceva, nimica, frate, nimica, nimica, absolut nimica. Hai, mă, nu vrea nimeni să ia mingea aia. Hai, mă, dar nu tot la ei, nu tot la ei, că mă enervez. Oi, oi, cumva, dă-i lui Bari, Bari, du-te, Bari, Bari, că parcă dacă tot e slăban, măcar poate ai și tu ceva viteză. Nu, nici asta n-are viteză, frate. Nu înțeleg cum poate să alegi un jucător atât de strâmb. Bari, 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 foarte bine acolo. Bă, ăsta chiar nimica, frate, nimica, nu joacă Boli, Boli, gata, nu va mai juca absolut deloc. N-a putut să facă absolut nimica cu el. Bă, n-ai cum, bă, o dat, ne-a bătut ăștia cu un ratat de gol din ultimul noroc chiar. Pierdem locul întâi deocamdată. Totuși vedem că nota noastră se mărește, dar nu mă mai interesează. Boli clar, rezervă, gata, nu mai, și Codreanu aici, vreau pe Codreanu, Codreanu, antrenează-te, ești rapid, ești înalt, faci șutul ăla, Boli, nu, nu mai pot, mă enervez rău și degeaba. Avem câțiva jucători convocați la națională, Boli la, nu știu de ce dracu-i convocat, Dragovic la Austria, ungurul nostru convocat, bulgarul nostru convocat și Mogoș convocat. Deci măcar așa frumos că avem un ungur, un bulgar și un român fiecare convocat la Naționala Mare. Fiind că avem anumite probleme, încerc prima oară o chestie foarte frumoasă. Vorbesc mai întâi cu Păun și vreau să încerc o chestie. Poate am noroc, bine măcar că ai... Stați boșilor, radio, chelie! Gata, chelia! Bine... S-a dus și bugul ăsta infernal, dar cine știe, parcă vezi că revine imediat. Păi îl vezi pe Maxim, nu-l vor pe Maxim. Vreau să mai negociez atunci. Întreb Mățan, hai frate, îl dau și pe Maxim, vă mai dau și un milion, vă dau ce vreți voi, dar nu mai luați-l. Deci e bine să stai la cămașe. Maxim, jumătate de milion. Mă gândesc că mă atar cu asta. Fața la momentul actual, îl vor. Era mult mai mult, nu mă interesează. Aș încerca totuși să mai dau o lovitură pe final. Hai să-i dăm acolo, că l-ați mai cerut unii dintre voi. N-avem bani de el la momentul actual, dar cine știe, poate cu puțin noroc reușim să facem aici un swipe. Zic, bă, haideți mă, că e un jucător foarte bun, alea, Maxim și 5 milioane. Îți de acord, eu l-aș da cu cea mai mare plăcere. Bă, spre bucuria noastră, vedem că Mihaela nu prea joacă, deci putem să luăm mult mai ieftin. Dar mult mai ieftin, nu știu dacă înseamnă... Știți ce aș vrea eu? Bă, l-aș da pe Denis Politic, că nici el nu prea mă încânta așa tare. Îi da un edit la clauză de 1%, cum îmi place mie. Și aici, diferența de... Ai un 3,5, dacă... Uite, de ce stau cu cap... De ce stăm așa cu capul strâmb? Nu prea vor băieții, bine, vă dau clauza aia infernal, dar 5 milioane fix atunci. N-am și eu bani, băi, gândeți-vă și la mine că săracă-s din bai de capul meu. Așa vreți? Că așa mi-ar conveni, așa și mai stau și eu la scuții. Nu vor băieții, dar rămân la alea 5 milioane ale mele fixe, măcar omul să mai gândește. Încercăm, de ăsta Florinel, cum asigur n-avem bani. Iar Florin Andone de-abia a venit la echipă. Că încercam să fac un schimb între el și Boli. Vedem că cei de la Parma chiar se gândesc serios să-l dea nouă pe Mihailă. Chestii care într-un fel mă bucur, într-un fel nu prea.
Am jucător pe partea aia. Aia e chestia la mine, dar bă, băieți, vă zic sincer. Eu le-o cu... Bă, dar n-am bani sala. Fac, fac. Trebuie să-l dau fix. Și atâta. Că n-am cum altfel. Da, nu o să am bani de salariu. Sau poate la limită. Ne ducem la sânge. Băiatul ăsta nu mai vrea. 5 milioane și 4% într-un viitor transfer. Mamă, dar are un salariu prea mare. Nu o să avem bani de salariul lui. Măcar am încercat. N-aveți ce spune, măcar am încercat. Emoțiile sunt emoții. Bă, ce clauză mare de reziliere vrea omul. Dar hai să vedem importantul. Încerc în continuare un... nou la salariu cu atât așa se simte jignit. Mihail la tătica să-l aduc, asta e te. Mai încerc încă un transfer pe final, pe Kevin Prince Boateng, fratele lui Boateng de la Bayern München. Bă, nu știu, mi s-ar părea o idee foarte faină să-l aduc aici pe Kevin Prince Boateng, mai ales că fratele joacă la München, deci el vine tot în München. Un soi player, vechea poveste, bă, vi l-aș da cu maxim cu cea mai mare bucurie din suflet. N-acceptă și vreau o sumă foarte mare de bani. Un swipe la un striker, că aș da și un striker în locul lui, te-ar pe rocker-ul, dacă ne știi și, din nou, un... Hai data, mărești și o suma, un 4 jumate. Hai da, 4 jumate fix. Ce spuneți băieți, îl vreți, nu-l vreți? Îl vor. Că n-am bani de el decât dau așa o leacă. Vreți băieți, vă supărați pe mine, vă enervați. Apară asta. Pogba la Bayern München pe acea sumă pe care se va duce și... Mamă, chiar nu vreau schimb, serios, nici nu mă interesează. Dar și vreau să zic că Pogba a plecat la Bayern München pe acea sumă de bani care a plecat și Dele Alli. Acea sumă la amândoi, bă, transferuri interesante, n-am. La Dele Alli chiar e unul realist. La Pogba nu știu ce. Dar după negocieri strânse și nimic realizat, trecem de această perioadă cu 5 milioane în buzunar. Ne vine aici și băiatul de la cu Academia. Dezastru, dezastru, dezastru. L-am aprobat din greșeală, că e dezastru. Ofertă pentru Bari. Pare care parcă joacă, parcă nu. Între atâta atâta, doar ca să discutăm, dacă îmi dă, dacă scot vreo 3 milioane și foarte puțin pe el, ești de acord, pari, poți pleci de acum. Ofertă și pentru Gabriele, bine că vin acum ofertele. Gabriele, te-aș da pe orice sumă, ar fi, oricum nu o să mai joci la noi. Bine că mă anunță acest jucător care oricum nu o să prinde niciun meci la noi, că bă, mai mult data nu poate să crească. O făcut el 66 overei, măcar poate îl vine cu puțin, puțin mai mult. Gabriele, tocmai la Kawasaki. Kawasaki, Gabriele, du-te liniștit. Nu mai poți prinde niciun meci la noi. A fost un jucător foarte bun. Vei pleca din iarnă și voi primi banii pe tine tocmai din iarnă. Că boșilor, ne apropiem și de următorul meci. Avem meci cu echipa de pe locul 14. 14 din 18. Deja totul simulare la acest meci pentru că chiar nu mă interesează. Știi că m-a dat cu pumnul în piept, mai bine las aici pe Boli care un overe mult mai ridicat și avem așa șanse mult mai mare de a câștiga această simulare. Îi dăm foarte rapid un quick sim și 3-0 frumos, care au mai dat politici list. Ne anunță aici și din jucător că nici asta mai poate crește. Lăbău care mai intră, bă, 67 overe pentru un lăbău de rezervă e foarte bun pentru noi la momentul actual. Primim aici o ofertă de a antrena era să am crezut că a dat din greșeală accept, nu știu ce am crezut că am apăsat din greșeală, s-a vândut și Gabriele. Și acum hai să vedem pe ce loc. Au câștigat meciul de la trecut, au câștigat și au urcat tocmai pe locul 8, deci foarte bine că am așteptat. Deci dăm și aici mult mai în față, nu cred că am filmat chiar atât de mult, deci pentru un clip de 20 ceva de minute ar trebui să joc și meciul următor. Merg aici mai în față, întrebă, bă, este sigur că n-ați vrea un 3.000 jumate cu Boli, care acum, înainte era meu tare și ziceam, bă, nu neapărat, vreau Boli, o sumă mare de bani, că era titular. Acum că nu prea joacă la noi, nu știu ce să zic, mă mulțumesc cu suma asta de bani.
3,1. Mai rămâi puțin la noi, cât să ne mai ajuți, vei fi o rezervă extraordinară, iar după aia un drum foarte frumos prin Bashing. Acum, adevărul e că dacă nu îl dădeam acum pe Barry, erau șanse bă mari, chiar extrem de mari, să nu mai poți vinde absolut deloc pe acea sumă de bani. Codreanu, intră tată, îți dau momentul tău, titular, primul meci în care vei fi titular. Dacă vei juca acum bine, clar în meciurile noastre te voi lăsa să joci. Dăm mai în față, vedem băieți cu un stadion micuț, hâț în prim plan și acum, bă, trebuie neapărat, vreau să văd ce va face Haaland. Băieții ține aici frumos de minge, au ocazia lor. Mogoș, foarte bine acolo, Mogoș. Intră, dar se duce sârbu. Că cam s-a oprit, s-a dus până n-a mai putut. Ungur aici, ce bine trece Ungurul, foarte bine. Vede o pasă foarte bună aici și hai, momentul lui Corbeanu. Corbeanu ce vei face, vei da un assist. Bravo, un început bun. Boli în chat-o nu a putut să facă, gol. Finez, easy peasy, nici nu m-am închinuit. Băieți, puțin pe atac, dar Mogoș foarte bine, foarte bine acolo Mogoș. O scăpa măcar de mingea, am mai depărtat-o puțin. Nu știu dacă o să iau gol și nu știu dacă o să am până mai ce fapt de să pun, pentru că nu s-a întâmplat foarte multe. Bucuria mea că nu o să iasă nici clipul de o oră. Dar uite că greșim pasele, măcar atâta facem și noi ca să mai bine băieții cu un contraatac. Ca după aia să mai pun și o fază asta foarte frumos ca să lungesc clipul, să iasă o leacă mai multe cel. Hai, listă aici în față, frumos, du-te listule, du-te listule foarte frumos. Dă oportunitatea cuiva. Am vrut să-i dau aici lui Haaland de România, dar era în offside. De data asta suntem la cămașă. Păi, eu nu înțeleg. E o șansă de 50-50 să fiu la tricosul la cămașă sau nu înțeleg care e treaba. La începutul episodului era la tricou, acum sunt la cămașă. Am înțeles. Ai, mă, zic că nu-i bună lovitură liberă. Chiar am crezut că va fi penalti. Mă aștept să facă băieții iar o fază de aia în care îți dea... Bun, o lovi bara, din nou o lovi bara, dar bine că nu a fost gol ca data trecută. Înaintează bulgarul pe lângă minge, am înțeles. Și-a scăpat băieții aici, gol, prostesc. Dau să controlez un jucător, se duce pe altul, 1-1. Nu știu ce să zic, nu-i ziua mea de FIFA. Dar se termină și prima repriză, 1-1. Un gol foarte stupid. Cât poate să apere și hățul nostru. Jucătorii ochiuți. Nu avem nevoie încă de schimbări. Foarte bine. Nici prea alergat. Că o ținut băieții din minge. List aici la minge. List. Frumos. După călească. Frumos. List în continuare. Întoarcere. Aici la Haaland din prima cu stângul. 5 stele Wakefield. Dar nu. Șutul. Nu e atât de... Foarte bun și gol. Care-i? Jucătorul lui Leverkusen. Frumos. Zici că a fost Sergio Ramos la faza aia. Da, și cu capul. Bravo. Bravo, frate. Dragovic. Tancul nostru din apărare. Foarte bine. Nu prea să aud acum țipeti. Ui, mamă, extraordinar. Suntem la adversari acasă. Na, ce să fac și ei. Eu scăpa băiatul aici. Eu că-l păcălesc de a un lob ceva, dar... Ce să facă? Deci dacă se întâmpla vreo fază nasoală, mă enervam într-un hal. Dar atinge mingea aici, stă foarte bine poziționat Haaland de România. Cred că Haalandul de România va fi mai mult băiatul cu pasele, nu cu... Bă, n-ai cum să o scoți pe aia, frate, serios. Bă, dacă ziceai că... Dacă spunea vreo cineva, pardon, că mă și bâlbuie aproape de supărare. Dacă spunea cineva că nu o să fie ăla gol, nu îl credeam. Totuși ar fi indicat să mai facem câteva schimbări. Îl punem oare pe Berzel, nici să zic. Aș vrea puțin picoi pe partea asta, o leacă de cam. Sper să fiu. L-aș lăsa filăbuul nostru pe o leacă schimbat. Vedem totuși pe statistici foarte bune. Nici nu-i de foarte mult timp la echipă, deja 69 VR. Viteză mult mai mare, băi, e foarte bine și hai că-l băgăm totuși pe Berzel. Că cine știe când mai prind el un match, hai să lăsăm acum. Intră echipa clasică, jucătorii care ne-au ajutat, totuși să ajungem aici, unde suntem în Liga a doua și așteptam să fie goluț. Mogoș acolo pierde mingea, din păcate, dar
Berzea, bă, nu era Dragovic, vina mea, a crezut, gata, deja a făcut o treabă foarte bună. Coi atinge puțin mingea, vine Coi, se duce Coiu, hai Coiule, dă-i o pasă bună acolo lui Haaland. Dar acum să-l vedem pe Haalandul nostru, o să fie egoist Haaland. Haaland va fi egoist pentru că poate marca, v-am zis, mai bun de 1000 de ori decât Boli. Haaland din România, înalt, rapid, bestiuța noastră, marchează foarte bine și ne detașăm 3 la 1 pentru noi boșilor. Gol și asist în primul meci în care au fost direct, am lapsus, nu veni cuvântul, când titular, frate, gata, vedeți, mi-a 7000 de ani să vorbesc, dar nu-i problemă. Opa, foarte bine acolo Mogoș, bă, ce bun este Mogoș, n-am ce zice. Înaintează acolo, nu, nu, pe el îl vreau, nu pe el, îl vreau pe altul, dar nu-i problemă. Îi dăm acolo, ai mă, nu vreau lui el, voiam. Bine, forțez și eu un gol, degeaba, da, 3 la 1 ce vreți. Frumos, Mogoș în față, opa, din nou o pasă foarte bună, a, dar nu era. Aoleu, dar se duce Haaland cu o nouă ocazie și List din nou lovește o bară prin spate. Ocazie mari, boșilor, ocazie mari, dar easy peasy câștigăm. Dar după foarte mult timp, în sfârșit fluieră și arbitru, câștigăm 3 la 1, dominăm, bine, nu prea dominăm, dar ne descurcăm foarte bine, asta e foarte. Ne descurcăm foarte bine în Liga A 2-a. Dar boșor, ne oprim aici, suntem pe locul 3, în 7 partide, la un punct, la un singur punct față de locul 1. În episodul următor, clar, vom simula meciul cu această echipă, vom juca cu această echipă care se află undeva pe locul, nu știu dacă o vedem de aici, se află undeva pe locul 8, dau la ghici, parcă vă locul 9 eram pe aproape, și apoi vom juca cu echipa de pe locul 6. Deci meciuri destul de tari. Deci cam acolo cu echipele bune și apoi probabil va urma o perioadă în care vom simula, trebuie să-i batem pe băieții ăștia. Ne-am bătut deja o dată în cupă, dar chiar nici n-am văzut-o, să avem meci în cupă pe care și pe ăsta îl simulăm, hai să fim serioși. Dar urmează meciuri destul de tari în episodul următor, nota 93, bușor, 93 are acest manager. Bă băieți, dacă v-a plăcut foarte mult acest episod, neapărat apăsați butonul de like pentru a susține această serie. Vedem că Barry s-a vândut, vom primi 2,3 milioane, deci s-ar putea să aducem o bandă destul de bună în perioada de iarnă, o bandă pe care voi o veți recomanda. Cel mai important, subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Eu vă urez să aveți o zi extraordinară. Vă salut!